Zborul londra a avut probleme încă de la decolare de pe aeroportul Luton, Londra. Avionul a decolat cu o întârziere de aproximativ 40 de minute, iar din declarațiile pasagerilor au fost turbulențe pe tot parcursul zborului. Timp de o oră s-a încercat aterizarea pe aeroportul din Iași, însă nu s-a reușit, motiv pentru care pilotul a decis să meargă spre Bacău. Pasagerii au fost preluați de pe aeroportul din Bacău cu autocarul și transportați către Iași. Din primele informații, turbulențele s-ar fi produs din cauza condițiilor meteo.